În perioada 14-16 decembrie, Direcția Publică pentru Protecție Socială Târgu Jiu va distribui tichetele sociale pentru nevoiași. Valoarea unui tichet social este de 30 de lei pentru o singură persoană. De asemenea, 50 de familii vor primi un brad de Crăciun de la municipalitate. În total, 11.000 de lei va aloca primăria pentru această acțiune. Acțiunea noastră de suflet, pe care am intitulat-o Un brăduț în fiecare casă, acțiune care se adresează unui număr de 50 de familii cu mai mulți copii și venituri reduse, sau persoane defavorizate social, bătrâni cu venituri reduse și fără aparținători. Continuăm în data de 14, de fapt în perioada 14-16 decembrie, vom distribui acele etichete sociale de care vă vorbeam în perioada anterioară. 1377 de persoane vor beneficia de alimente din partea primăriei Târgu Jiu. Următoarele noastre acțiuni vor consta în acordarea unui meniu special de sărbătorile de Crăciun asistaților de la cantina de ajutor social, atât în perioada sărbătorilor de Crăciun, cât și în perioada Revelionului. Am încercat ca și această categorie de persoane ca să aibă pe masă în noaptea de Revelion un meniu specific. Și cei 20 de asistați de la Casa Iris vor primi o masă de Crăciun și de Revelion. Pe 18 decembrie, beneficiarii Centrului Magnolia și pensionarii de la cluburile vârstei a treia vor asista la un program artistic susținut de Școala Populară de Artă. Acțiunile Direcției pentru Protecție Socială din Târgu Jiu se vor încheia în seara anului nou. 200 de persoane fără sprijin vor participa la Revelionul Solidarității. Primăria încă nu a stabilit locația. Costurile sunt estimate la 20.000 de lei.